Bună, șacalilor, ce faceți? Cu siguranță nimeni nu s-a așteptat la asta, dar astăzi avem mimuri cu Snic. Luați și mâncați mimuri. Eu sunt ca un restaurant, frate, care gătește o singură chestie. Gen, efectiv, ca un restaurant spaghetti. Gătesc numai spaghetti, spaghetile fiind mimurile. Bun, scurt, vreau să vă întreb dacă vă place freza mea. Bun. Fraților, din nefericire trebuie să cresc Instagramul ăsta, așa că cine îmi dă acum follow pe Instagram, îi dau și eu follow back. Și ca să vedeți că nu mint, ia să vedeți cine mi-a dat follow, Alexandru9385. I-am dat follow. Tu îți dai seama ce ciudată o să fie că eu n-am anunțat chestia asta, adică o fac acum după video, dar eu n-am zis nicăieri. Imagina, ce ciudat. Încă o dată, le mulțumim moderatorilor pentru că acceptă mimuri să bată în fiecare zi cu foarte multe mimuri și că voi trimiteți în continuu mimuri. Voi aveți în descriere, le mulțumesc rău de tot. Ia. Când ți se te bea Aqua Snic, fraților, ce tare. Chiar aveam apa asta în mână că nu mai știu. Bă! What the fuck, dar eu ce aveam cumva în mână, că mi-au făcut transparent să mi se vadă mâna, what? Aqua Snic, dar ce-mi place, bă, n-o să credeți. Astăzi am vorbit cu cineva la telefon, bă, chiar vreau să-mi fac un brand de apă, mă jur. Fraților, bă, vreau să știu neapărat, lăsați un comentariu și de toate comentariile dau inimă dacă ați luat apa mea. Nu, nu vreau să fie apă simplă, vreau să fac o apă, băi, bună, cu vitamine, cu gust, știi? Bă, apă ca să aveți brațile așa, fraților, cum beau eu, o apă bună, bă, să o numesc cumva, să fie așa, colorată și știi culoare să aibă, care îmi place mie cel mai mult, violet, fraților. Să fac o apă violet, cu un gust și cu vitamine, fraților. Salut, dacă sunteți interesați de oferte de credit imediate, vă rugăm să ne contactați. Băi, Escobar Gomez, poftim. Bă, veri, cum Dumnezeu să ăștia în grupul meu, ești prost? Bacăm final, boss! Uai, doamne! Ui, ce? What the fuck? Bă, uite-l pe România final, bă, dar cum stăteau așa? Uite-l ce ciocan. Bă, stai o leacă, că am și eu ciocanul, ia. Băi, sincer, acum mi-ar sta bine tatat așa, full body, full tot, așa, mamă, ce ciudat arăt, deci prea ciudat. mă simt oarecum deranjat, mă simt un pic neliniștit. Mamă, ce ciocan este! Aud muzica! Chiar mă cui cu muzica de dragul. Doamne. Cine este acest om? Vlad Cuibăreanu. Vlad Cuibăreanu, să mă cuibăresc în tine. Nu, în sensul, nu. În sensul, te apreciez mult, Vlad, pentru mimul acesta. Aceasta am vrut să spun. Cel mai bun, cel mai bun acesta este. What the fuck? Bă, ce-i asta? Bă, este cel mai random lucru pe care l-am văzut în viața mea, bă. Bă, ce este acest meme, what the fuck? Bă, nu știu dacă înțelegeți cum mă simt eu, că nu-i despre voi, dar bă, să te vezi pe tine cum faci poză cu tine mai mic, e foarte ciudat. Bă, bă, este greșit, este atât de greșit. Bro, master editing, luci mic și luci mare. Bă, nu. Bă, dar ce tare, cum mă ții, ce mică-s, bă, ce. Bă, așa sunt mic de felul meu, am 1.76, am atenție. Și să mă văd cu un luci mai mic, este, bă, mă neliniștește rău. Acum chiar mă întreb cum ar fi să am o versiune de-a mea așa mai mică care vine așa. Eu, da, mai mic, așa, știi? Să vine așa la mai mic, cu să piși așa de râs pe el, cum m-am chișat eu, gen în sensul ăla. Na, nu, no, deci Eusebiu Marian, bă, să-ți o iau, Marian. Și nu i-a răspuns la cerere, confirmă cererea Eusebiu, oficial ești vărul meu, de acum nu mă interesează, suntem prieteni pe viață. Doamne! Bă, bun tare acest mim, bun rău! Fraților, cred că suntem într-o mare ediție de mimuri. Bă, gata, pe astea le-am văzut data trecută, nu mai avem mai... Da, este... Bă, ceai că-i bună, ceai că se vede bine și prost. Băi, s-au unit legendele, băi. Ia să intrăm o leacă aici. O pus Cristiano Ronaldo poza asta, 38 de milioane de like-uri, fraților. Da, că e cupa asta, nu? Sau ce se întâmplă de... Bă, da, tare. Bă, da, ce-o făcut poza asta, 40 de milioane, bă. Și noi doi, băi,
Eu nu văd nicio diferență. Bă, da, chiar e tare rău. Gen, aș pune un feed. Cred că chiar o pun în feed, fraților. Ia. Mi-a acceptat lumea cererile de urmărire, fraților. Bun acest meme. Bă, chiar mă gândesc în râs dacă să pun poza pe Instagram. Mai ales că a fost foarte mare nebunie cu asta, să o pun și eu pe aia. Și asta e snicheala, gen. Da. Ideea e că oarecum îi fani meme-ul ăsta doar datorită faptului că zici snicheala, știi? Și pe aia o chema Ileana. Dacă zici snicheala, acum ar veni chiar icheală, că gen și aia era cheală și eu chelesc și gen sunt puțin wow azi. Hai, să nu ne prindă Dorian. Ce caută cheluțul în poza mea, fraților? De ce plutește cheluțul pe apă? Vreau să știu și eu. Fraților, acesta este... Ok, deci este o problemă. Bun, deci. Bă, dar de ce se vede așa întunecat? Cum fac să vadă mai? Ia, hop, no, hop. Eee, lumina a venit azi, lumina a venit soarele. A răsărit soarele pe lumina, a sărit. Ce bine se vede, așa. Da, este un meme extraordinar. Băi, extraordinar. Bun tare, bun tare. Este bun, sigur. Masa tăcerii, am înțeles. Deci o să se tot facă. Bă, dar cine morții măsii ăsta, mă, fut. Bă, cum îi dau banul ăsta din grup, bă? Că nu-mi văd mimurile din cauza lui ăsta, mă. Ia, și acum mai apare handicapatul ăla, că nu pot să-mi văd eu mimurile din cauza lui, că pune la comentarii. Bă, de ce mi-apare Escobar Gomez? Bă, cum îi dau bloc, bă? Bă, cum dracu șterg postările ăsta, mă? No, că... Bă, cum Dumnezeu intră ăștia în grupul meu? Ioachim Snicanu, arhiepiscopul grupului Mimur cu Snic. Ioachim Snicanu, cum ați găsit asta? Bă, mi-a pus o cruce în mână, bă, ce blasfemie, bă! Arhiepiscopul Ioachim Snic. Bă, sună tare numele Ioachim. Deci pe mine mă cheamă Lucian, cum ar fi văzut, mă cheamă Ioachim Lucian, chiar sună bine, what the fuck. Dacă ăsta ar fi preotul de la voi din sat, sincer, ați venit la biserică, vreau și eu să știu foarte sincer. Dacă ați merge să vă spovediți mai des, ați avea încredere să ziceți lui ăsta păcatele voastre, sincer. Să vă împărtășiți la Ioachim Snicanu, fără Caterinca. Snic în viitorul apropiat. Ei, na, ai, da, ce asta, da, ce asta, băi, nu. Un ciobănești german mergea acolo, bravo, cine mă cunoaște cu adevărat știe că nu dobermanii și ciobănești și germani sunt câinii mei preferați. Deci, de ce este Serena Gomez dezbrăcată pe mașina mea, fraților? Dă-te jos de pe capota la volvan că mi-e rău. Ma, veri, poate să fie Donatella Versace, veri, ea plătește rata aia sau eu plătesc rata aia la mașină, vreau și eu să știu. Fraților, eu acum am femeie, eu nu mă uit la Serena Gomez, înțelegeți? Vreau să vedeți ce înseamnă un bărbat loial. Ispita 1, ispita 2, la cine mă uit eu? Corect, la niciuna, mă uit la mașina mea, fraților, bărbat loial, fraților. Deci Bianca, Andreea, Alexandra, toate fetele care vă uitați la acest clip, dacă aveți un prieten și dacă el din o cameră plină de femei nu se uită la mașina lui, nu este alesul. Deci știți cum e, Dumnezeu a zis că dragostea care este dragoste cu adevărat nu se sfârșește. Dacă s-a sfârșit, înseamnă că nu aia a fost dragostea adevărată. Înseamnă că poate nu o fi dragostea voastră adevărată. Vă zic sincer. Ador acest meme, este bun, îmi place. E bun acest meme, chiar e tare rău. Dar această mașină, fraților, acest volvan, fraților. Hai zis-o că să vă arăt ce poză am făcut azi dimineață la volvan. Ia, mare frate meu aici. Ia uitați-mă pe mine ce am postat eu pe Instagram. Ia uitați ce mi s-a întâmplat la calculator ieri. De aia filmez eu aici, mi-a stricat calculatorul. Atenție, da? Ia următorul story, ia. Ia să-mi puneți o întrebare, puneți-mi o întrebare, ia următorul story. Ei, asta nu e important. A, uite, aseară am filmat un sketch. Să mergeți pe Instagram să vedeți că fac, m-am apucat de reels-uri, ia, următorul. E, bă, băiatule, bă. Nu pot, Nu se poate. Băi, mă iertați că mă întreb, dar s-aude mașina de spălat. A pus mama mașina de spălat și ia zborul. Asta s-aude dacă mă întrebați. Revenind. No. Acum, sincer, cum să văd acele... Băi, cum de nu m-am gândit, îmi pun poza asta de fundal, atenție! Acum o testez și pe gagic mea să văd dacă se uită la clipurile mele. Andrada, dacă eu aș schimba această poză cu noi doi și aș pune această bijuterie, am mai fi împreună sau n-am mai fi? Așa, de curiozitate, întreb și-o, vere. Întreb și-o, vere. Nu mă, că am întreb... Nu, domnule, că am întrebat Verina, dar cu parul, ce te supără așa? Nu te supăra că n-am schimbat nimic? Da, părere. Bine!
Mini Cooper Bacău 200 SNH, fraților, cum îmi iau acest mini, dar ce tare este. Uite piraliul Moldovei aici, care se ține pe la Slănic, Onești Bacău, super tare. Dar ce bine este editat această, mamă, așa cu efect de ăsta de strălucire, ca și cum am, abia am oprit mașina tare. Mini Cooper, tare, bun, Lada, ce este asta, super tare. Wow, respect creatorului. Mr. Bean, be like, cine e prostul ăsta, am înțeles. Bine, Mr. Bean, bine. Ce este această chestie, mă, m-am speriat. What the fuck? Bă, mă simt, fraților, din toate mimurile astea, cred că chiar mă neliniști cel mai tare. What the fuck? What the fuck? Trebuie să-l dezinfectez, a fost o fată pe scaunul meu. Hă? Vere, bă, mă neniștește faptul că mă gândesc că chiar e o fată, frate, și o văd foarte lată numeri. What the fuck? Deci dacă, băi, frate, deci să fie așa lată numeri, gagică ta, cred că nu mai e Mihai ăla, e Mihai direct, mor. Snica. Vezi, nu mâncați. Vedeți, nu mâncați. Nu mâncați ciupercea iurea, că chiar sunt frumoasă ca femeie. Vedeți și ziceți. Pentru toți băieții care văd acest clip, faceți abstracții că sunt eu ok. Nu ți-ar plăcea de asta? Ba da, mie mi-ar plăcea, what the fuck. Nu, deci vă dau cuvântul meu de om, n-am picii, bat în lemn. Că eu chiar, bă, mie mi-ar plăcea. Deci ar fi, pare amuzantă. Are dinții frumoși. Deci este prea, deci eu m-aș îndrăgosti. Deci eu m-aș combina. Deci eu aș combina-o pe această fată. S-o chemi și Lucreția și tot aș combina-o. Sincer, s-o chemi Gianina, s-o chemi cumva așa, Marinela, Mariena, ceva. Tot aș combina-o. Deci nu este obstacol să mă împiedice să combin această fată și să mă căsătoresc cu ea. Este prea frumoasă. Dar și sprânceni, what the fuck? Așa sprânceni, dar ce geni frumoase am. Bă, tind să cred că mama când a zis că vrea fete, oare am ieșit fată la naștere? Oare? Only know you mean I when you feeling love. Bă, ce terminați! Ce terminați! Andrei, ăsta e moderatorul Andreiule. Cum ai făcut așa bine și prost? Bă, băiatule, cum a făcut omul meu atât de bine? De ce nu este acest mim în topă-i, fraților? Mă jur, na, nu, deci, băi, a fost mașina asta acolo sau Volvo, nu-mi dau seama. Bă, mă uit pe geam, mi-am luat Dacia Spring sau Volvo, ce mi-am luat, cred că mi-am luat Dacia Spring. Eu credeam că mi-am luat diesel, dar mi-am luat electric, what the fuck. Veri, dar ce tare arată, ești prost, este ireal. Bă, și ce vreau să fac de acum, fraților, nu știu, odată pe săptămână sau odată la două săptămâni, când filmez mimuri, să postez pe Instagram gen ca poză, în feed, mimurile cele mai bune, să fac gen o chestie de asta, așa, știi, în care să vadă că vreau mai așa, mai la troll, fără Caterin, că e prea tare să mor. Aici, Sneak Elena, nu știu dacă e de râs sau nu, but Sneak Elena, bă, nu pot să cred că a pus cineva numele la chestia asta, fraților, îmi aduc aminte. Da. Este fosta. Asta se întâmplă când fosta vorbea cu alt băiat. Sper că ai auzit asta actuala. Da. Ciocanul, nu? Da. Nu. Nu, eu am vrut să o mângâi, să explic că nu e ok ce-o făcut, da? Mi-a scăpat ciocanul și... Na, eu am făcut comoții, eu pus de-astea în nas, nu mai putea să respire. Nu a fost vina mea. E adevărat, am fost anchetat penal. Ia. Când mașina de spălat. Nu. Da, am fost anchetat penal alea că știi, pentru violență domestică, dar asta e, o meritat. Asta e, aici era ultima poză la spital. Să uita, știi, că bă, cum din nu m-ai omorât. De-aia nu se uitează, băi, cum din nu m-ai omorât. Mersi, gen, în sensul în care mulțumea că n-am omorât-o de tot, știi? Și eu ziceam aici, bă, stai cu mine, taci o leacă, veri. Vezi că se respiră figatul prin cealaltă parte, taci o leacă. Dar și îmi plac mimurile, fraților, îmi plac mult. Ia uite aici. Bă, ce ia? Sneak and scopa. El bă, atât de... Ce, bă? Ești prost așa? Charlie Chaplin. Da, nu se face așa. Bă, la ce tare. Sneak Escobar, Hacienda del Patrone, veres, pe bune dacă nu. Deci, eu lui Gabriela îi dau cerere, nu, prea bun, prea, nu, chiar am râs. Ia, dormi, da, ce vrei, Sneak a postat vinerea horror. Nu se va întâmpla asta prea curând. Bă, și chiar am crezut. Azi e joi. Să știți că, nu o să credeți, dar aveam săptămâna asta în plan să filmăm vinerea horror eu și fratele meu. Și poate chiar o să facem, fraților. Nu vă zicem nimic încă. Bă, nu o să... Bă, nu. Deci nu cred că am... Nu pot să cred că am văzut așa ceva. Are un grad. Deci
Deci limita greșelilor pe care puteam crede că un mim poate să le atingă, oficial a fost învinsă de acest mim. Este extraordinar. Este prea mult, nu pot. Nebunatic popasnicuț. Popasnicuț. Da. Bă, cu Ioachim aici. Bă, cu sfântul ăștia aici, bă, uite-l o leacă, bă, uite, bă, dar deci dacă era orice altă față în afară de fața asta, era, n-avea mimul legătură, bă, dar această față. Bă, nu râd, Doamne, iartă-mă, Dumnezeule. Bă, fraților, el a venit, nu eu. Deci el a venit cu capul, așa, eu nu am făcut nimic. Spărgător de nuci și spărgător de râs. Vere, credeam și eu că scrie spărgător de nuci și... spărgătorul de buci, și apăream eu. Era mai tare așa, dar s-a dus azul, pe bune. De ce are grupul ăsta probleme? Puh, ce porcării de grup, bă, nu mai pot să cred așa ceva. Nu, deci știți cum se întâmplă? Deci pe la jumate de oră de stat pe grup se întâmplă asta, nu mai merge grupul, mă dă aiurea. Și așa mi-e explică că trebuie să închid filmarea, scurt. Veri, dar eu nu pot să înțeleg, deci se întâmplă ceva, mi-apar mimuri veri din... Deci mi-a apărut mima aici, fraților, din, atenție, 25 aprilie, veri, de acum un an. Dar cum, Dumnezeu, îi dau să văd cele mai, nu cele mai relevante, veri, cele mai noi, ia uite. Astea sunt cele mai noi, că am comentat eu la ele, nu? Da, iar nu înțeleg de ce nu mai mi-apar doar, nu, s-a terminat, fraților. Cum, bă, cele mai noi și mi-apare din 25 aprilie, că mă enervez. Nu, deci mi s-a blocat Facebook-ul. Fraților, cam ăsta a fost videoclipul. Când m-am zis că este semn că trebuie să închid, este semn că trebuie să închid. Ia uite, s-a stricat și ziua, ce s-a făcut, ei, ia uite. Mamă, ce frumos mă ating în grazile soarelui, să preling pe fața mea. Nu să preling, mă scui pe direct cu muci pe față. Fraților, vă mulțumesc că ați stat până aici, nu uitați să lăsați un like la videoclip dacă v-a plăcut, să mă urmăriți pe Instagram, că ați văzut, fraților, eu m-am ținut de cuvânt. Așa, ce vreau să vă mai zic, să vă abonați la canalul Ratații, să facem 100.000 de abonați acolo, mai avem nevoie de 5.000. Bine, nu știu cât ați rămas până aici, că vrem, eu cu fratele, să facem un videoclip fain, dar mereu uit să zic la început de episod. Să-mi ziceți dacă ați luat apa mea, care o să fie tare rău de tot, dacă o să o facem vreodată, și ce să vă mai zic ca de fiecare dată. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bobu!